Bună ziua, doamnelor și domnilor. Marți 20 august 2024. Orele 1 și 23. Vin de la Geneva și mă îndrept spre Stuttgart cu oprire în Freiburg. După 5 ani de zile mi-aduc aminte perfect, absolut perfect, corect, da, cam reluat vederea aici. Aici, în acest loc, în 2019, poliția elvețiană îl arestează pe cel care a stat lângă mine, care a urcat la Cazre, după ce am stat o noapte în Cazre, primul autocar anulându-se din oficiu. Am pierdut banii și am plătit al doilea imediat pe loc. Aici, în acest loc, poliția elvețiană s-a uitat la mine și eu le-am arătat mâinile și le-am spus că aș vrea să vin să-l trăiesc și să muncesc în Elveția, dar că am fost supus unor atacuri de tip criminal în România, cu ceea ce eu cred că a fost o armă biologică și nu contaminez pe nimeni. Și voi pleca în Spania fiindcă am nevoie de soare, dar că mă voi întoarce și voi contacta pentru a lucra și trăi în Elveția. O să pun camera ca să mi-aduc și mai bine aminte. Vedeți panourile Zurich, Basel 25-27. Da, exact. Da. Exact aici. Unde vedeți dumneavoastră, aici sunt camere de luat vederi. În 2019 era poliția elvețiană. Eu am avut așa am trăit o frică cu acel tip lângă mine, căruia i s-au pus cătușele în prezența mea în Flixbus. Eram pe ciudat, penultimul loc pe dreapta, exact, sau vecin cu același loc pe care l-am primit la Senigallia, în cursa Senigallia-Geneva. Nu pot să nu-mi aduc aminte, Elveția rămâne în sufletul meu. Era cel mai bine să fi rămas la Geneva, când tot în 2019 m-am dus pentru un azil politic, dar patriotismul meu cum să fie împotriva României, cerând azil politic și teama de a nu păți ceva ca azilant, m-a făcut să fug, deși am fost trimis cu acte în regulă la o instituție care să mă adăpostească. Așadar, da, doamnelor și domnilor, după 19 ani de hărțuială în România, de fapt, din 1997 până în 2018, după alți 3-4 ani în care am fost 2 ani pe străzi cu cortul, ca să spun așa, experiența de boală, un an de zile bolnav în Germania, stresul de tot felul. Da, uitați un avion extraordinar. Așadar, doamnelor și domnilor, aceste amintiri m-au reconstruit astăzi. Nu pot să nu remarc noblețea și profesionalismul acestui șofer de Flixbus german, care trebuie lăudat. Așadar, în 2019, poliția de aici fotografiase cartea mea de identitate și ei au avut declarația că eu vreau să vin și să trăiesc aici.